Scene incredibile, vineri seară, la Drobeta Turnu Severin, unde, într-un acces de furie, o femeie a spart geamurile unei biserici, apoi vitrinele a două societăți comerciale. Inițial, femeia a spart geamurile de la intrarea lăcașului de cult aflat în estul orașului, după care a plecat pe jos spre zona centrală, unde a mai luat la țintă geamurile altor două societăți. Este vorba despre o ceasornicărie și o casă de schimb valutar, în cadrul căreia funcționează și un amanet. Dacă în ceea ce privește casa de schimb valutar, femeia s-a limitat doar la a sparge geamurile, din ceasornicărie a sustras și un ceas pe care mai apoi l-a aruncat în mijlocul străzii. Femeia avea asupra ei mai multe obiecte de îmbrăcăminte, un parfum, un cuțit și mâncare. Pe toate acestea le-a aruncat pe jos în stradă în momentul în care a fost imobilizată de polițiști. Oamenii legii au demarat o anchetă la cele trei locații care au fost vandalizate. Femeia a fost reținută și dusă la sediul IPJ pentru audieri și, cel mai probabil, dacă se va constata că are probleme psihice, va fi internată într-o secție de specialitate a Spitalului Județean din Drobeta Turnu Severin.